greu pentru femei. Bună seara, Mircea. Bună seara. Ce faci? Uite, vorbesc despre poliție, deci da, okay. E ceva... Noi vorbim despre domnul Maior care a plecat. Despre SRI. Da, noi normal, despre... și eu aș vorbi tot despre asta, dar nu văd păi că vorbește, mi-i interesează pe nimeni. Vreau să știu. La radio. Eu zic că e foarte bine că a demisionat domnul Maior, că nu avea ce să mai caute în funcție după felul în care s-a comportat. Domnul Ponta zice că îl felicită și spune că speră să nu revină SRI sub control politic. Da, nu, eu nu mai înțeleg de foarte multă vreme declarațiile domnului Ponta și nici nu prea mă interesează foarte tare, dar consider că este un lucru foarte bun că a plecat George Maior din fruntea SRI. Era un personaj pe care, mă rog, așa l-am perceput eu că nu-l cunosc. Am perceput și eu din prestațiile sale publice. Un personaj cumva rudimentar, minimalist, care avea tendințe clar autoritariste și dominante, dacă nu cumva chiar totalitare. Domnia sa s-a exprimat într-un fel inacceptabil într-un stat de drept din Uniunea Europeană cu privire la raporturile serviciului secret pe care îl conducea cu, mă rog, Curtea Constituțională a României. Deci este absolut corect că a plecat. Nu e bine că, după părerea mea, nu e un lucru minunat că a rămas domnul Coldea interimar, având în vedere că a fost făcut general de Băsescu. Nu cred că e un lucru extraordinar și sper ca acest interimat să nu dureze, adică sper să se rezolve într-un fel sau altul să se pună șef la această, nu, instituția statului, SRI. Observ însă niște tânguieli ale piariștilor SRI, ale propagandiștilor SRI, unul dintre ei, Sorina Matei, despre care cred că nimeni zdravă în la cap din România, care a și văzut-o vreodată, mai are vreo îndoială cu privire la apartenența sa la acest serviciu. Domnul Maior a declarat clar că există ofițeri acoperiți ai SRI în presa din România. Deci avem o certitudine, există. Eu cred și cred că orice om zdravă în la cap percepe că această duduie este dintre ăia. Deci observa propagandiștii SRI un discurs absolut dement la adresa, ce să vezi, statului de drept, nu? Da. În 2012 numai asta am auzit. Dom'le, Curtea Constituțională, statul de drept, statul de drept. Când e vorba despre SRI, statul de drept devine SRI și Curtea Constituțională inamicul statului de drept. Și cumva propagandiștii SRI ne spun că, de fapt, Curtea Constituțională a României a dezvoltat așa un fel de inamiciție, nu? Cu privire la SRI, deci nu se judecă acolo la Curtea Constituțională în funcție de constituționalitatea sau neconstituționalitatea unei legi, ci în funcție de partipriuri sau mize care n-au legătură cu obiectul de activitate al Curții Constituționale, ci cu alt gen de agendă într-un alt fel de registru. Mie mi se pare de remarcat acest fapt, că acei oameni care în 2012 urlau de dimineața până seara, vai de mine, statul de drept, Curtea Constituțională, statul de drept, la referendumul de demitere a Băsăului, aceiași oameni acum spun că, de fapt, SRI-ul este statul de drept și Curtea Constituțională, în legătură cu care se tânguiau acum 2 ani, ăia sunt acum aminte. Inamicii statului de drept. Deci am ajuns să auzim în România că statul de drept este, de fapt, Serviciul Român de Informații, ceea ce mie mi se pare inacceptabil. Îți aduce aminte când îi spunea Turcescu în emisiunea aceea cu drama, cu rucsacul, când îi spunea Sorine Matei să încerce și ea, aceea că n-are nimic, după care a venit și Traian Băsescu la emisiunea de dinainte și a zis, spuneți colegii că ar trebui să simtă momentul adevărului. Da, eu n-am niciun fel de îndoială că Duduia lucrează de fapt la SRI, așa cum încep să cred că lucrează de fapt și Turcescu. Adică poate că domnul Coldea o ia pe urma domnului Maior și iese într-o emisiune de televiziune și mai afirmă cu subiect și predicat în legătură cu treburile astea niște lucruri, nu? Ar fi tare? Tare. Ar fi. Mulțumesc frumos,